Salve dudes și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră, dar fraților, înainte să intrăm pe Zielonca în producție maximă de morcovi, ei bine, eneba.com, locul de unde vă puteți cumpăra în momentul de față, pentru că este Black Friday, niște jocuri foarte, foarte ieftine. Linkul este în descriere și nu mai avem cod, mai avem nimic, trebuie doar să dați click pe linkul din descriere și obțineți cele mai bune oferte din prima. Aveți acolo o grămadă de toate feluritele, inclusiv Farming Simulator 22 Premium Expansion sau Edition. Expansion, adică doar DLC, Edition, care să conțină și jocul de bază. Prețuri foarte, foarte bune. Acum, fraților, suntem pe Zielonca, bineînțeles, și vreau să vă prezint toate modalitățile prin care putem să recoltăm morcovi. Ei bine, aici avem o producție foarte, foarte verde de morcovi, pentru că este cel mai verde pe care l-am văzut eu până acum în joc. Și poate vă întrebați de ce să ne batem, în ghilimele, capul cu morcovii care sunt o rădăcinoasă. Și știți foarte bine că rădăcinoasele sunt puțin mai anevoioase. Durează foarte mult pentru a fi recoltate. Ei bine, luăm de 5 ori mai mult dacă producem doze, canistre, cum se numește, conserve de morcovi, decât dacă vindem materia primă așa cum o recoltăm. Așa că de 5 ori mai mult, eu zic că se merită maxim. Iar prețurile sunt foarte, foarte mari. Putem să ne îmbogățim cu chestia asta chiar dacă avem un singur teren și ăla foarte mic. E un pic de muncă atunci când nu ai cele mai babane utilaje, dar o să vedem acum ce tip de utilaje ne trebuiesc. În primul rând, dacă încerci căutăm morcovii, care pe la mine pe aici sunt undeva la mijloc, întotdeauna trebuie să stau să-i caut foarte, foarte mult pentru că am foarte multe iconițe, avem așa. Sper doar să... l-am găsit! Asta este. Deci, pentru o tonă, 1000 de litri de morcov, luăm 3600, da? De euro. Dar dacă îmbuteiem morcovul și îl punem la păstrare, ei bine, luăm pe o conservă, pe 1000 de litri de conserve. Dar și să vedem dacă găsesc pe aici. De asemenea, trebuie căutate. Poate mai sus aici? Nu, deci clar mai jos. Și că erau toate cele trei, una după cealaltă. Uite, aici, fraților, luăm 2800. Deci, te rog frumos, de la 370 la 2000, mult, ok? Bineînțeles, rata este de undeva la un 2 la 1, adică 2 morcovi, o conservă, undeva. Dar am calculat, am făcut calculele și ne iese de 5 ori mai bine, ceea ce e wow, de 5 ori. În primul rând, o să începem de la cea mai scumpă metodă de a recolta. Avem aici cel mai mare diulf. Este o combină specială pentru morcov, este singura combină pe care o avem în joc, deci nu mai avem alta. Și asta are avantajul de a recolta, poți să pui lucrător automat și poți să recolteze 4 rânduri deodată. Dezavantajul? Bineînțeles, prețul. Asta este dezavantajul la diulful ăsta. Dacă uităm aici la preț, ia să vedem, să o căutăm pe babană, uite, aici ne costă 637.000 de euro. Le are pe toate, într-adevăr, în afară de bunker. De ce? Nu știu. Nu are bunker. Trebuie să mergem pe lângă ea. Dar odată pusă pe lucrătorul automat, ea poate să-și mențină viteza și poate să-și mențină poziția lângă remorcă. Cu remorca trebuie să o luăm un pic mai ușor și remorca este de asemenea specială din Premium Expansion și suportă morcovi. Ei bine, în momentul de față avem aproape o tonă și putem să facem foarte, foarte mulți bani doar cu o tonă. Gândiți-vă tot terenul ăsta care în ansamblu e mic, dar pentru o rădăcinoasă nu e chiar atât de mic. Sau, asta este prima metodă de a recolta și de asemenea cea mai scumpă. Este, cred că, prima dată când în Farming Simulator terenul e ok să fie mic, nu mare, dar trebuie investit într-o combină foarte, foarte scumpă. De obicei este invers. Investești în terenuri foarte mari și când terenurile devin prea mari, atunci investești și în combine pe măsură. Pe când aici e invers, investești într-o combină scumpă și după aia îți iei alte terenuri dacă simți o nevoie, dacă nu, mergi și pe astea mici. Opus acelei combine, care este cea mai babană, avem cel mai ieftin utilaj de recoltat, morcovi, sfeclă roșie sau de asemenea păstârnac. Deci toate astea funcționează cu toate cele trei rădăcinoase noi adăugate. E bine, tot de la diulf avem aici și asta vine atașată pe un tractor. Nu trebuie un tractor măreț,
Este suficient chiar și unul de talie medie, deci trebuie să punem deoparte vreo 40.000 de euro pentru asta și necesită 80 de cai putere, ceea ce înseamnă că putem să-l operăm cu cele mai mici tractoare pe care le avem din dotare. Ceea ce e de bine, este de foarte, foarte bine. Asta înseamnă că dacă ai timp suficient la dispoziție, pentru că n-avem decât un singur rând de recoltare, poți face bani și așa. De 4 ori mai lent, evident. Acum, voi cupla și vom merge pe teren. Dar înainte de asta, trebuie să punem aici o cutie. Și dacă nu avem noi cutiile din dotare, ei bine, putem să cumpărăm. Trebuie să-i facem un unfold prima dată. Și pe de pe asta virgulă, se pare, vom cumpăra o singură cutie. O avem aici, se pare că ni s-a mărit și lățimea. Iar acum, ia să vedem, avem pe dreapta, avem rândul, perfect. Asta înseamnă că suntem de pe partea asta, ca să nu stric cultura, nu de alta. Și dacă la combina aveam vârfuri ce puteau fi ajustate automat pe baza unui laser, și se poate, deci cu combina aia poți să mergi un pic stânga-dreapta fără probleme, pentru că header-ul, cel care suportă 4 rânduri, se mișcă singur în funcție de cum sunt rândurile. Pe când aici nu mai e vrăjeala chiar așa. Deci aici dacă îi dau un o pornire, vârful nu se mișcă. Trebuie neapărat noi să facem orientarea. Dacă mă duc un pic mai în stânga, se pare că nu mi-a mai luat morcovul. La combina nu era așa, se ajusta, avea mai mult spațiu, așa că ce vreau să zic e cu... Într-adevăr, combina este scumpă, dar vine cu mai multe opțiuni, nu doar capacitatea de a recolta 4 rânduri deodată. Aici, na, destul de drăguț, putem să menținem viteza și din interior, dacă menținem rândul pe roata din dreapta și îi dăm cu recoltă. Când se umple aici cutia de lemn, o să vedem și ce se întâmplă, iar dacă ești priceput, se pare că putem lua și 2 rânduri deodată. Ia să încercăm. Numai că trebuie mare atenție să nu calci cu roțile din față primul rând, pentru că altfel se va distruge. Suntem bine, fii atent că acum luăm dublul capacitate, suntem la o tonă din cutie. Merg lucrurile, merg. Aici e foarte fain când ai un tractor ăsta micuțel, fără cabină. Pentru că așa poți să vezi în dreapta foarte ușor pe unde ești. Deci recomand maxim cele decapotabile. Decapotate. Suntem la 94% și da, face mare, mare progres atunci când iei 2 rânduri. Bun. Și acum avem umplută, da? Pentru asta va trebui să oprim mini combinuța asta. Apăsăm tasta Z și ne-a lăsat jos cutia. După care mergem mai departe, cumpărăm altă cutie, băgăm frumos și continuăm activitatea. De asemenea, putem și pe lucrător automat. Va funcționa la fel de bine, după cum bine se vede. Mai departe, hai să vedem ce facem cu această cutie. Venim cu noul tractor, el micuțel, va putea duce fără stres. Și avem în spate aici un nou atașament pe care putem să-l punem pe 3 point hitch, care o să ne permită nouă, practic este o furcă de motostivuitor, telehandler, front loader, etc. Cu care noi putem să ridicăm acești paleți, că e practic o cutie de lemn pe palet, da? În stânga și în dreapta nu putem să ne mișcăm, dar putem să modificăm unghiul și de asemenea ne putem ajusta de asemenea, mult de asemenea astăzi, și cu V-ul se pare, adică jos și sus. Bun. Aici am ales acest tractor pentru că are greutatea pe față de la motor, gen, nu-i mai trebuie greutate pe față, este suficient cât are el acolo și hai să vedem cum se va descurca. Toată lumea se plânge de tractoarele astea cu direcție articulată, dar dacă joci cu volanul, problema asta se va rezolva foarte ușor. Ah! Și se pare că... Ia uite! Avem 2 tone pe spate, ceea ce... Este mult peste puterea tractorului. Totul bătrân face treaba aici. Gata. L-am ridicat și mergem acum, pentru că avem 2 atașamente noi. Și pe ăsta le folosim în funcție de ce tip de remorcă avem. Și anume... Aici avem un atașament jos pentru situațiile în care avem o platformă, nu neapărat o remorcă. Și am aici un exemplu în față, o platformă pe care noi putem să urcăm și putem să descărcăm. Adică putem să venim așa și putem să le punem așa, gen o cutie lângă cealaltă, fără să trebuiască să ridicăm. Cred că aici este suficient. Am pus-o. Ala a fost și acum îndepărtăm.
Deci asta este una dintre situații și mai avem o alta în care avem aici o remorcă. Și pentru asta mai avem acolo un palet făcut și o să mergem să luăm. Iar atașamentul ăsta o să ne permită nouă să urcăm cât vrem. Deci după cum bine se vede aici avem situații. Ăsta este cel mai fain, dar totodată există și o diferență de preț între ele și na, atunci când ești sărac, trebuie să optezi și pentru alea mai cu puțină potență. Diferența dintre ele este de 9.000 de euro. Deci e o diferență destul de mare, pentru că ăsta mai ce un cofleu așa, e 1.000 de euro și celălalt e 10.000. Sau de asta zic, atunci când banii sunt o problemă, ne descurcăm și cu ăla și luăm o platformă. Când nu, ei bine, ne upgradăm la ăsta și o să ne permită nouă manevrabilitate mult, mult mai mare. Acum, aici avem posibilitatea să lăsăm în jos. O să lăsăm pe ăsta. Îi dăm drumul la cutie. Și voilà! Se pare că l-a făcut. Funcționează foarte bine dacă pui lucrător automat și tu te pelinți pe lângă să iei cutiile. E gen un workflow care merge. L-am testat, dă randament. Pus mai sus. Ia, hai așa. Pac, putem să ridicăm cu totul și mai mult chiar. Ia uite. Hai să facem stânga împrejur. Avem acest farmal hydro care este excelent. Deci e ceva mai bun. Și doar 2 euro. Deci DLC-ul ăsta este foarte ieftin. Bineînțeles, nu primești decât două tractoare, 2 euro, două tractoare, dar se merită maxim, mai ales la fermulițele astea mai de început. Așa, am ridicat, am dat în spate și acum vom plasa. Vreau să-l pun, cred că-l pun un pic, că am prea pe margine eu acolo. De ce să nu strig nici cultura, știi? Asta a fost. Și după aia l-am pus jos. Partea faină e că după aia putem să mai punem unul deasupra și chiar dacă ne chinuim putem să mai punem unul și mai sus. Nu știu că mi-e încape. Eu cred că încape și al treilea, după cum se vede aici. Nu bag mâna în foc, dar cu alt tractor, cu roți mai mari, cu garda la sol mai ridicată, cu siguranță va merge. Acum, dacă nu vrei să te chinui foarte mult cu aceste cutii, mie unul îmi place. Ei bine, avem și posibilitatea de a lua același utilaj, aproape, ăsta de recoltare, dar să-l punem să descarce instantaneu în remorcă. O să iau acum remorca și l-avem atașat în spate. Există și o mică diferență de preț între ele, pe care o să vă arăt într-o secundică, dar pentru treaba asta va trebui tot timpul să stai pe lângă tractorul care recoltează. Așa ai cărea cu cutiile. Deși dai bani pe cutii, atunci când vinzi morcovii, păstărnacul sau sfeclă roșie, îți vei lua aproape dublu pe cutie. Deci banii nu doar că ți-i recuperezi, ieși chiar și pe plus. Aici avem celălalt utilaj, este la fel ca cel dinainte, doar că lipsă cutie. Și în locul cutiei avem aici o bandă care descarcă fix în această remorcă. Diferența de preț este un picuț. Avem aici o diferență de, ia să vedem, astea două sunt, diferența între 40.000 și 43.000. Deci un 3.000 de euro diferență între ele, în rest nimic nu le diferențiază. Deci este aceeași lățime de lucru tot așa în rând. Avem aceeași viteză de lucru și anume 8 km pe oră și același necesar la cai 80. So, hai să-l punem pe ăsta pe automat. O să-l orientez pe primul rând. Îi dăm un H. O să deschid acolo. Sper să o și înalțe, pentru că da, are posibilitatea de a o înălța, dar se pare că nu a detectat-o și va trebui să o facem noi automat. Da, poți să înalți aici banda și o să-i dau H de aici. Lucrătorul automat nu se va mișca de pe loc până când nu va detecta sub bandă o remorcă. După ce a detectat-o, atunci pleacă la treabă. Vreau să ne dăm un pic mai în dreapta, se pare. Cam așa. Acum a detectat-o și acum putem merge împreună. Asta este remorca pe care Premium Expansion o are. Mie se pare un pic cam prea înaltă, dar putem să luăm și alta mai micuță, deci nu este cu stres. Și acum putem face tot terenul așa, dar bineînțeles trebuie să stau paralel cu acest tractor. În continuare, fraților, avem altă
combină tractată tot de la Diulf aici. Avem două versiuni la asta și le putem vedea în continuare. Avem, deja intrăm la alea mai măricele oleacă, știi? Și avem aici la 101.000 de euro, o cu capacitate de 5,5 tone. O să vedeți și cum se descarcă asta. După care mai avem același lucru, doar că cu posibilitatea de a descărca în remorcă, și același lucru, dar cu posibilitatea de a descărca direct în 4 paleți. Dar asta este un pic între, pentru că ea are capacitate de 5 tone, pe care o bagă aici și ține morcovicul așa. După care, după ce s-a umplut, tu trebuie să vii cu o cutie goală. Așa că hai să venim cu o cutie goală, băgăm acolo în spate și descărcăm. Să vin pe aici. Bang! M-am pus așa. Au temă. După care o să-i dau o descărcare. Așa, ia să vedem aici. Avem turn onus-ul, lower top lifting harvester, poate ne trebuie și chestia asta, pipe out, asta este out. Sper să-mi dea, sper să-mi dea. A? Merge? Nu mă detectează, se pare. Speram să funcționeze. Aha, ia fi atent, ia fi atent cum ne umplem, un picuț mai așa. Alright, tati. Alai, tati. Bineînțeles, puteți să veniți și cu o remorcă, dar mi se pare mult mai fun treaba asta. Și deja am umplut. Pac, am 5 tone capacitate. Asta înseamnă 2 cutii și jumătate. Da. Deci putem să facem și treaba asta sau direct o să facem o decupare aici. Venim cu remorca. Remorca asta este puțin anevoioasă de dat cu spatele. De asta mie îmi place foarte, foarte mult să lucrez cu cutiile de lemn. Iar cu asta, dacă venim, o să vin doar așa pe lateral o lecușă. Un pochitito. Yeah. Aici nu prea pot să folosesc remorci prea mari. Și am descărcat și remorca asta, de asemenea, ce a mai rămas în rezervor. Le-am văzut pe cele două mici. Am văzut-o și pe asta, care descarcă și în cutie, dar și în remorcă, pentru că are rezervor, singura cu rezervor de câte am văzut pe aici. După care mai avem două super interesante. Asta face pe două rânduri. Deja intrăm la Big Boys. Dar și prețul ăsta este pe măsură la 150.000 de euro. So, hai să o luăm pe asta și să o vedem așa puțin tel. Asta pot spune că nu este preferata mea, dar din nou, dacă nu-ți place să lucrezi cu cutii și vrei totuși două rânduri, este singura opțiune pe care o ai. So, și bineînțeles, dacă nu ai 600.000 de euro, pe undeva prin cont acolo, aruncați. So, hai să venim aici, o să-l punem tot din partea cealaltă și hai să vedem cum funcționează. Aici va trebui să facem o deschidere, ea se va pune un picuț în dreapta tractorului, evident. Eu aici o să fac o reorientare pe două rânduri. Adică, așa, important e să pun tractorul paralel cu rândul și după aia o să mi le automat. Bun, i-am dat H-ul, acum deschide cureaua, beltul, care o să ne permită nouă să descărcăm, dar după cum bine văd eu aici, mi s-a deschis prea jos, așa că o să închid lucrătorul automat, o să ridic cureaua de descărcare și venim aici jos cu remorca. Asta este o problemuță pe care am observat-o la fiecare utilaj în parte, își deschide la minim, nu la maxim. Și eu când vin cu o remorcă, și asta nu este o remorcă foarte înaltă, deci da, trebuie mereu ajustată manual. Odată ce o va detecta sub combina, deși cu remorca asta este un pic dificilus, va porni. Stai așa să vedem cum ne orientăm aici. Cam așa. Odată setat la 8 km pe oră, ea va merge, nu? 8 km avem și aici. Să... A, ba nu, nu avem 8 km. Fii atent că aici avem o viteză mult mai mare. Aici avem o viteză de 10 km pe oră, 11, 12, 13, 14, poate? Cred că cel mai bine ar fi să vedem aici în magazin. Avem o viteză de 10 km pe oră. Ok. Și atunci o setăm pe asta. Bun. Și acum, ia fi atent, pac, am pus la 10 km pe oră și doar, no, așteptăm să vină morcovii. După aia să ducem la fabricuță și să îi băgăm în conserve. Alai! Merge și de la volan, de asta zic tot timpul,
Tractoarele fără cabină sunt foarte bune în situația asta, pentru că poți să observi mult mai amplu, mult mai liber tot procesul și poți să te orientezi. E super, super ușor. Mega ușor. Dar ce este mai ușor este această combină tractată care, odată ce o vom deschide, avem aici niște animații frumoase, se extind toate lucrurile și e un Transformers și ne-a adăugat aici o platformă. Pe platforma asta noi putem să cumpărăm 4 sau să plasăm, dacă avem la dispoziție, 4 paleți, 4 cutii în care noi să descărcăm morcovi. Deci este de 4 ori mai eficientă ca cealaltă care nu avea decât o singură cutie. Prețul, bineînțeles, este pe măsură. Deci e acolo, este sus la 181.000 de euro, dar este cea mai bună imediat după Diulful cel Mare. Clar este cea mai bună, mie asta mi-a plăcut cel mai mult pentru că nu trebuie să stau lângă ea. Pot să mă duc să car morcovi și după aia doar mă întorc, descarc. Asta e, când se umplu aceste cutii, trebuie neapărat descărcate manual și din nou cumpărate alte 4, puse și dat mai departe. Lucrătorul automat nu este în stare să facă procesul ăsta singur, deci trebuie neapărat asistat. După care avem o deschidere în două cutii, se pare că nu putem să mergem cu ele, și după ce ultima și a doua s-au umplut, se va mișca acest braț către prima și a treia. După care, date jos, hai să vedem și cum se întâmplă treaba asta, dacă întrerupem tot procesul, putem să le dăm jos, avem o bandă care le împinge și după aia, la ultima, trebuie mișcat un pic cu tractorul mai în față ca să iasă de pe acea bandă. Vezi că rămâne un pic acolo, miști tractorul un pic mai în față, ai ridicat banda, ai cumpărat alte 4, bum, și procesul se repetă. Iar dacă ai de asemenea o remorcă cu autoload, poți foarte bine, pentru că da, paleții ăștia de morcă funcționează foarte bine cu autoload-ul, poți o folosești și astfel să duci încărcături foarte, foarte mari. Asta este, cred eu, cea mai bună variantă economică de asemenea, până îți iei acel Diulf imens care nu știu cât de bun e, pentru că totodată, adică depinde cât de dispus ești, trebuie să mergi pe lângă el. Deci combina asta într-adevăr e tope, dar trebuie să mergi neapărat pe lângă ea. Deci nu este complet automatizată, n-are nici bunker, deși eu o văd acolo foarte, foarte mare. Așa că, fraților, avem așa. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilități de a recolta atât morcovi, păsărnac și sfeclă roșie. Eu vă aștept în episodul următor, până atunci v-am salutat, mai bine. Pa, pa! Oh.